Vodna, acțiune rară în instanță. Se cere intervenția în procesul dintre CSM sublinierei Inspecția Judiciară. La Curtea de Apel Bucure subliniere TI s-a judecat, joi, primul termen în dosarul în care Inspecția Judiciară a contestat în instanță hotărârea CSM ce viza controlul de anul trecut de la DNA, acuzând o cenzurare incorrectă a raportului. Procurorul DNA a formulat o cerere de intervenție accesorie în favoarea Consiliului Superior al Magistraturii, CSM, a precizat purtătorul de cuvânt al Inspecției Judiciare, pentru Știri pe Surse. Judecătorii au stabilit termen pentru 31 mai, când se vor cita percile sublinierei se va discuta admisibilitatea acestei cereri formulate de către DNA. La termenul de joi, inspectorul sublinierei adjunct al Inspecției Judiciare, Gheorghe Stan, a fost cel care a reprezentat instituția. La IE, sublinierea era din sala de judecat. Acesta a declarat ce solicitarea DNA este confuz, potrivit Mediafax. Inspecția Judiciară a contestat în parte decizia secției de procurori a CSM numărul 686 din 31 octombrie 2017, prin care s-a aprobat raportul întocmit în urma controlului dispus de Ministrul Justiției la DNA. Plângerea i-a fost respins ca inadmisibil de CSM, însă documentul prin care se contest decizia CSM cuprinde acuzații grave de cenzură sub sublinierei încălcarea independenței inspectorilor judiciari. Mai exact, procurorii din CSM au eliminat pur sublinierei simplu unele precizări nefavorabile subliniere FEIDNA din raportul IJ. Ulterior, Inspecția Judiciară a contestat în instanță hotărârea CSM.